Începând cu data de 17 martie, a fost suspendată activitatea de examinare pentru permise de conducere pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitățile de relații cu publicul ale instituțiilor din subordinea MAI. De asemenea, prin ordonanță militară au fost luate următoarele decizii. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice organizată în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Produsele pot fi comercializate în sistem drive-in, room service sau livrare la client. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală realizate în spații închise. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni către Spania și din Spania către România pentru toate aeroporturile din România pe o perioadă de 14 zile. Măsura intră în vigoare începând cu data de 18 martie, ora 18, ora României. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Italia și din Italia către România pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile luate în urma decretului prezidențial privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.